Luni seară, la finalul ședinței coaliției, primul ministru Nicolae Ciucă a anunțat faptul că 1 milion de facturi emise greșit vor fi recalculate, fără ca românii să fie debranșați sau să plătească penalități. Toate facturile făcute greșit vor fi refăcute, iar clienții nu vor plăti penalități, a precizat premierul. Este vorba despre peste 1 milion de facturi greșite. Probabil s-a făcut o greșeală, se va remedia. Avem încredere în guvern. Că nu vor fi debranșați. Păi cum să nu fie un lucru bun? Până la urmă, dacă omul nu are cu ce plăti, ce să facă? Mie deocamdată nu mi-a venit factura, nu știu. Debranșează și așteptăm să ne recalculeze prețurile. Ce părere aveți de acele cazuri în care oamenii au primit facturi de zeci de milioane? S-au făcut greșeli enorme. Din discuțiile pe care le-am avut, cifra a depășit 1 milion de facturi greșite. Ați văzut că a fost o serie întreagă de acțiuni în teritoriu, pe care le vom continua și vreau să asigur toată populația că vom lua toate măsurile, astfel încât să nu mai avem asemenea greșeli care să sperăm că nu sunt voit făcute, pentru că oamenii nu au de ce să plătească greșelile altora. În felul acesta, considerăm că ușa guvernului este cât se poate de deschisă la dispoziția cetățeanului și folosim orice instrument de care dispunem, a explicat premierul Nicolae Ciucă luni seara după prima ședință a coaliției din acest an.